Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Bună seara! Sunt Anca Mizumski și vă urez bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Rețete Culturală. Invitata din această seară s-a născut în Republica Moldova și trăiește în România de mai mult timp. Dar atunci când am vorbit la Chișinău și am spus aș vrea să cunosc oameni care au o activitate excepțională, care fac ceva pentru cultura moldovenească, care fac ceva pentru cultura românească, mi s-a spus trebuie să o inviți neapărat pe Victoria Nogvaida. Am invitat-o și o să o cunoașteți și dumneavoastră și o să înțelegeți de ce se vorbește despre ea cu atât de multă căldură. Bună seara, Victoria, și bine ai venit în emisiunea Rețete Culturale! Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult de această introducere frumoasă. Sunt copleșită și mă bucur să putem discuta despre cultură. Despre cultură în spațiul românesc, cel care este limitat, să zic așa, între Prut și Nistru și puțin peste Nistru și cultura din spațiul din dreapta Prutului. Noi încercăm să vorbim, fiind o emisiune a diasporei, mult mai mult despre cultură, anume pe 5 continente, pentru că români și moldoveni există din Australia până în California și poate și pe alte continente pe care eu nu știu. Iar în ceea ce privește introducerea, trebuie să mărturisesc că din tot ceea ce am citit și am văzut despre tine, ți se datorează în totalitate. Tu ești un om care și-a făcut din cultură un soi de meserie de credință. Cum a început această meserie de credință în viața ta, Victoria? Cum ai ajuns tu să fii atât de mult implicată în fenomenul cultural? Din cultură am făcut un stil de viață și efectiv am pornit cu această lozincă. Face parte din consumul meu zilnic cultura și pentru că tocmai de aia că ai menționat de diasporă, fiind departe de casă, de locurile natale, simți nevoia să faci ceva mai mult pentru spațiul pe care l-ai părăsit la un moment dat, am decis să îmi focalizez timpul liber, resursele pe care le pot oferi culturii din Republica Moldova și oamenilor, în primul rând, oamenilor de cultură, oamenilor interesați de cultură din acel spațiu. Victoria, tu ai terminat Academia de Științe Economice, nu? La București și ai făcut la Chișinău Științe Politice. Deci niciuna dintre cele două specialități pe care le-ai ca profesie nu presupun managementul cultural. Cum ai început totuși? Nu presupun într-adevăr, dar te învață să te organizezi bine în orice lucru pe care ți-l propui. Cu atât mai mult că meseria mea de bază este la o instituție financiară a Uniunii Europene, iarăși nu ține de cultură, ține mai mult de finanțe, de investiții în tot ce e necesar pentru o viață bună în Uniunea Europeană, dar toată experiența din studii și din experiența profesională m-a învățat să mă organizez foarte bine și să-mi țintesc prioritățile și să le pot implementa. Cum am început activitățile din domeniul cultural, am început cu nevoia pe care am simțit-o din copilărie, atunci când locuiam într-un oraș destul de apropiat de Chișinău, dar era un oraș foarte sărac în privința produselor culturale disponibile cetățenilor. Erau și anii 90, când s-au închis cinematografele, când oricum la Orhei nu exista nici teatru, și simțeam permanent o lipsă, ceva în interior, dar nu-mi dădeam seama despre ce ar fi fost vorba atunci. Și abia când am făcut 18 ani și am ajuns la
să fiu studentă la Chișinău la științe politice, primul lucru pe care l-am făcut, m-am dus și mi-am cumpărat un bilet la balet, la baletul Giselle de la Opera Națională din Chișinău. Și atunci acea întâlnire a fost memorabilă, atunci au fost foarte multe emoții și am simțit că am nevoie de spectacole, de concerte, am nevoie de filme bune în viața de zi cu zi, pe lângă tot ce facem și făceam în mod special atunci. Iar apoi, încetul cu încetul, am simțit nevoia nu doar să fiu o consumatoare, dar să fiu și o promotoare și un manager al artiștilor, ca să poată ei să fie mai liberi, să-și realizeze proiectele și eu sau mulți ca mine să poată beneficia și consuma ceea ce produc ei. Activitatea ta a început la Chișinău sau a început după ce te-ai mutat în România? A început după, am început să fiu activă din 2015-2016 și de fapt eram la Luxemburg, pentru că instituția în care lucrez este la Luxemburg, iar acum în București sunt detașată pe o perioadă scurtă de timp. Deci din Luxemburg gestionam proiectele culturale și am început primul proiect, se numește Cultura Bas, dedicată copiilor din localitățile îndepărtate Chișinăului, adică localități fără o infrastructură culturală pusă la punct. Le organizam o excursie cu program cultural la Chișinău, inițial la Chișinău, unde mergeau și vedeau un spectacol, mergeau neapărat la muzeul de artă, la o librărie unde li se oferea niște bani de buzunar, un buget de fapt, să-și achiziționeze cărțile dorite, o întâlnire cu un scriitor. Un lucru interesant despre acest proiect, mi-am propus să fie copii dintr-o școală cu predare în limba română și dintr-o școală cu predare în limba rusă și să fie un proiect care să contribuie câtuși de puțin la integrarea, să zicem, socială a vorbitorilor de limbă rusă și celor de limbă română, care până în prezent constituie o problemă în societatea moldovenească. De unde provenau fondurile pentru genul acesta de acțiuni? Mare parte din proiecte au fost și sunt finanțate de către mine, din salariul pe care l-am în instituția în care lucrez. În unele proiecte făceam apel pe Facebook, către prietenii de pe Facebook și contribuiau fiecare sau cine dorea cu cât putea. Iar abia din 2020 am reușit să obțin și finanțare prin scris de proiecte, participând la concursuri, cum este concursul de la FCN, sesiunile de finanțare, în care proiectele au ieșit câștigătoare. Am deja două proiecte care s-au bucurat de cofinanțarea statului român, dar bineînțeles mai este și o parte, fie 50%, fie 20%, care trebuie susținută și din alte fonduri și aceste fonduri sunt ale mele personale. Cum au fost primite proiectele tale? Cum au fost primite inițiativele tale? Care sunt obstacolele de care te-ai lovit în măsura în care ai început să organizezi toate aceste acțiuni? Proiectele au fost primite foarte bine, călduros, să zic așa, iar acele proiecte la care apelam la generozitate și empatia prietenilor și cunoștinților de pe Facebook sau chiar a persoanelor pe care nu le cunosc sau cunoșteam personal, au fost primite foarte bine și deci faptul că au contribuit și ei înseamnă că erau proiecte utile și binevenite. Legat de obstacole, până în prezent, efectiv, nu pot să zic că am întâmpinat obstacole, pentru că atunci când te bazezi pe propriile forțe, când îți propui să faci asta și asta și ținând cont că majoritatea proiectelor sunt finanțate de mine, partea financiară este cea mai complicată parte dintr-un proiect cultural, aș spune, și atunci
nu întâmpini probleme. Dacă ai depinde de cineva sau de careva fonduri sau careva instituții, atunci, într-adevăr, s-ar putea să fie mai dificil. Dar atâta timp cât mă bazez pe buna mea organizare, pe colaborări cu diverse persoane și oamenii de cultură sunt foarte deschiși să colaboreze, îndeoseb cei din Chișinău permanent sunt nu doar deschiși, dar și eficienți. Eficienți pentru că majoritatea proiectelor le fac la distanță, printr-un mesaj pe Messenger și toate lucrurile se întâmplă chiar și fără participarea sau prezența mea acolo la Chișinău. S-a înțeleg că oamenii de cultură români sunt ceva mai puțin harnici, ca să spun așa. Nu asta am dorit să spun, e faptul că pentru că fac majoritatea proiectelor de la distanță și sunt dedicate spațiului cultural din Republica Moldova, atunci, bineînțeles, lucrez cu oamenii de acolo. Cei de aici nu am nevoie să lucrez la distanță pentru că sunt aici pe loc în București și atunci nu întâmpin probleme de natura respectivă. Invers, îmi place foarte mult să colaborez inclusiv și cu instituțiile financiare a FCN care au demonstrat o deschidere și o înțelegere a proiectului. Chiar și alte instituții la care am obținut fonduri. Simt că proiectul este apreciat, este înțeles și atunci chiar dacă există, nu știu, niște probleme de cont, sunt mereu soluționate în favoarea proiectului și acest profesionism și totodată deschidere este încântător pentru mine și bineînțeles te motivează să demonstrezi că proiectul este bun, că este util și că are sustenabilitate și să poți colabora mai departe. Victoria, din experiența mea personală, este destul de ușor să promovezi la nivel intelectual, la nivel de mesaj, este destul de ușor să promovezi cultura Republicii Moldova în România, pentru că nu te lovești în general de prejudecăți, iar oamenii sunt deschiși la ideea de Republica Moldova, de Basarabia, de limbă comună, de fond comun. Aș vrea să te întreb, având în vedere că fundația pe care ai înființat-o și-a propus să facă o activitate bilaterală să promoveze și cultura Republicii și cultura României în Republica Moldova, spune-mi, te-ai izbit vreodată de vreo reacție negativă ca fiind un ambasador al României într-un mediu rusofil sau au existat vreodată conotații negative în munca ta de promovare a culturii românești? Absolut nu. Niciun obstacol de acest gen, invers, să zic, cetățenii Republicii Moldova care fac parte din cultura românească. Sunt niște granițe juridice, politice care există și pe care trebuie să le confruntăm și să le tratăm așa cum sunt. Nu există impedimente, reticențe sau lipsă de deschidere atât față de artiștii români pe care îi promovez în Republica Moldova, cât și invers. Cu atât mai mult, țin foarte mult la faptul că acei artiști care sunt de etnie rusă, ucraineană, adică sunt rusofili, îi țin foarte mult să-i promovez și să-i aduc aici în România, pentru a vedea, să zicem, pe loc cu o altă, nu să zic altă realitate, pentru că ei oricum circulă și vin în România, văd care este situația, văd că există o deschidere, că nimeni nu există prejudecăți sau cel puțin nu le-am întâmpinat eu sau proiectele pe care le-am avut până acum. Deci eu nu văd impedimente și nu văd o respingere și o să vă mai spun că în vara anului trecut am deschis un mic spațiu expozițional la asociația pe care o conduc Arbor la București și prima expoziție a fost dedicată copiilor din școlile de artă din Republica Moldova, 11 școli, iar două școli erau din Transnistria. Am ajuns acolo.
Și gândiți-vă că directorii acelor școli pe care le-am contactat și au fost doar două, au acceptat imediat fără anumite probleme, prejudecăți, impedimente. Într-adevăr, au zis că m-au rugat să nu le dăm tag, să nu promovăm excesiv de mult participarea lor la acest proiect, la expoziția de artă a copiilor lor la București, pentru că ei au nevoie de anumite aprobări să le primească de la administrația transnistreană. Și ca să evite discuțiile astea de ce și pentru ce, și-au dat acordul, dar m-au rugat să nu vorbesc prea mult sau să nu-i dau tag, să-i vadă pe ei. Cu siguranță au ajuns informațiile la administrația transnistreană, dar nimeni nu a avut de suferit. Iar copiii sunt din școlile transnistrene sunt extraordinar de talentați, minunați și credeți-mă că atât direcția școlii cât și acei copii s-au bucurat enorm de mult ca opera și munca lor a fost apreciată la București și chiar foarte apreciată, să zic așa, pentru că au fost și doritori să-și ia lucrările acasă, era un proiect necomercial. Iar atunci când un copil aude că cu lucrarea lui vrea să fie cumpărată, e o alinare și o bucurie personală enormă. Deci nu există impedimente pe sectorul cultural, aș spune așa. Ai ocupat o perioadă de timp foarte scurtă, o poziție oficială. Ai fost secretar de stat pentru cultură în guvernul Maia Sandu. Cum a fost imersiunea în politică de adevărat la de data aceasta? Care a fost experiența ta? Nu a fost vorba de politică, chiar deloc. Am fost ca un simplu, să zic așa, funcționar, care a avut în față o realitate destul de dură a sectorului cultural din Republica Moldova. Nu m-a descurajat acea experiență, invers, am învățat foarte mult și am înțeles din interior care sunt problemele reale. Le știu care sunt și aș ști și cum trebuie rezolvate prin foarte multă muncă, dedicație și investiții, ca și răspuns. Experiența a fost într-adevăr scurtă, a fost mai puțin de 2 luni. N-aș putea să mă laud. Am realizat foarte multe, dar zic eu pentru 2 luni a fost destul de scurt, dar ceea ce am făcut cu siguranță încă va da roade în viitor. Toate colaborările frumoase și oamenii pe care i-am cunoscut au generat ulterior proiecte și un follow-up a existat și există până în ziua de astăzi. Legat de acea experiență, partea frumoasă a ei este faptul că am fost invitată anume pe baza proiectelor pe care le-am realizat și pe care le-am promovat prin intermediul Facebook-ului. Deci am fost notată, văzută și apoi invitată, fără să cunosc persoanele personal sau bine sau foarte bine persoanele care m-au invitat să ocupe acea funcție. Nu a fost, repet, o funcție politică, nu am intrat în contacte cu oamenii politici decât strict pe problemele domeniului cultural, sectorului cultural din Republica Moldova și sper foarte mult ca guvernele care vor veni, oamenii de stat care vor ocupa funcțiile politice și vor fi responsabili de cultură, vor fi mai buni decât toți cei care au fost până acum în ultimii 30 de ani și vor lua foarte în serios domeniul și sectorul cultural din Republica Moldova. Este o îngrijorare pe care o simt acum și pentru că avem un președinte extraordinar cu viziuni și o deschidere internațională, îmi pun toate speranțele că viitoarele guverne vor fi serioase și vor trata cultura ca o ramură a societății, inclusiv o ramură care poate produce beneficii pentru toată societatea, nu doar, să zicem, culturale, dar și economice. Cultura poate genera venituri, așa cum generează venituri în țările occidentale, unde investițiile în cultură au existat dintotdeauna.
Este adevărat, dar nu numai în Republica Moldova, cultura are rolul, hai să spunem, cenușărăși săi, deși este dureros. Cred că am putea face emisiuni întregi despre modul în care oamenii politici nu înțeleg cât de mult poate să aducă cultura, inclusiv material. Vreau să te întreb cum s-a înființat Fundația Arbor. Cum ți-a venit ideea? Este vorba de Asociația pentru Cultură și Arte Arbor. Am înființat-o pentru că am înțeles că nu pot face doar proiecte pe Facebook și colecta, așa cum se întâmpla mai rar sau mai des, fonduri de la oameni prin intermediul donațiilor. Deci lucrurile acestea trebuiau contabilizate și imediat, adică după un proiect sau cred că doar un singur proiect în care am adunat fondurile prin intermediul prietenilor, am hotărât totuși să existe o formă juridică, să existe o contabilitate și totodată să-mi permit această formă juridică să particip la concursuri pentru a implementa proiecte de impact mai mare decât cele mici cu care am început. Am văzut că programul este foarte ambițios, aveți expoziții de artă plastică, articole, cărți, programe de învățământ în școli, o activitate foarte, foarte intensă. Care este programul care ți este cel mai aproape de suflet în momentul de față, Victoria? Sunt foarte multe. Din acest motiv e și Arbor, pentru că atât ramificația coroanei reprezintă cumva toate domeniile culturii care mă interesează și aș dori să existe proiecte și să pot promova cât mai multe domenii. La fel și rădăcinile arborului se înfing bine în pământ și iarăși sunt răspândite în sol și adică ar intra în societatea noastră ca utilitate, ca beneficiu. Nu pot să vă spun exact care mi este cel mai drag. Sigur, sunt cele mai dragi proiectele care sunt legate de sprijinirea sectorului educației artistice, pentru că înțeleg că nu ajut un singur artist, nu ajut sau promovez un singur proiect, dar ating undeva viitorul mai multor persoane. Îi provoc sau le pun în față niște posibilități care poate că nu le au în acel moment și astfel atunci când lucrezi în domeniul educației te simți mult mai împlinit decât dacă ai lucra pe un singur proiect care ar viza unul, doi artiști sau un anumit domeniu. Mă interesează, deci, educația prin cultură, mă interesează foarte mult teatrul. Încă nu am avut un proiect pe care să-l realizez legat de teatru și ar fi fost un proiect în care aș invita de la București și să vină la Chișinău trupe de teatru foarte bune, care joacă spectacole puțin mai speciale și mai diferite decât se joacă la Chișinău. Din cauza pandemiei era programat pentru 2019, era programat pentru 2020, dar din cauza pandemiei s-au risipit planurile pentru acel moment și sper foarte mult că se întrevede ceva pentru martie 2021. Se va întâmpla ceva și mă bucur că voi putea susține acel proiect. Arte vizuale reprezintă într-adevăr partea principală pentru că am și un spațiu expozițional în care pot promova artiștii din Republica Moldova la București. Mai am și un spațiu în realitate virtuală, un spațiu construit vara trecută, lansat în august, unde voi promova artiștii pasarabeni și artiștii din România. Deci nu sunt limitată la un anumit domeniu, îmi plac toate, să nu zic chiar așa toate, dar tot ce consum eu zilnic
din cultură, cumva ajung să fie realizate și prin proiecte la activitatea mea de manager cultural. Dacă ar fi să explici cuiva care nu are nicio tangență cu partea de management cultural, ce faceți voi la modul concret pentru artiști? Cum ai explica activitatea voastră? I-aș explica că printr-un proiect cultural aduc în fața acestei persoane un produs cultural de care eventual nu știa, nu-l înțelegea și astfel îi aduc ceva nou și îmbogățesc viața cu ceva nou. Îmbogățesc acea zi anume, în acel moment în care interacționează cu un produs cultural. Și eu ca și manager fac posibilă această întâlnire între cultură și o persoană. Cum faceți selecția artiștilor? Cum vă găsești cei care vin spre voi? Cum îi alegeți? Îi aleg după ochiul meu, după părerile personale, după poziția mea personală legat de artiștii vizuali. Iar legat de alte proiecte, cum ar fi de teatru sau unul de literatură pe care îmi doresc să îl implementez în 2021, mă consult neapărat cu oamenii din domeniu, cu oamenii din teatru, cu oamenii din muzee, cu oamenii din biblioteci, cu criticii literare. Deci e vorba de o colaborare și parteneriat pe care îl dezvoltă și cu alte instituții și cu alte persoane. Nu este doar, mie îmi vine doar ideea proiectului, dar pe urmă acest proiect se poate realiza împreună cu alte persoane din domeniul respectiv. Poate să apeleze oricine la voi și din Republica Moldova și din Republica România, ca să spun așa. Da. Poate apela oricine, dar, bineînțeles, cumva depinde de ce simt eu, de feeling-ul meu, de utilitatea pe care o văd în acel proiect. Poate se poate întâmpla să fiu apelat acum, în schimb să nu pot să fac nimic în prezent, dar eventual, la un moment dat, să leg acea persoană sau acea propunere cu un viitor proiect. Niciodată nu putem exclude întâmplarea ce poate avea loc în viitor. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș mai avea două întrebări. Prima dintre ele visează echipa în care lucrezi. Cum reușești să dezvolți această rețea umană prin care poți să faci proiecte culturale? Iar a doua, care sunt obiectivele unui viitor apropiat? Ce-ți dorești pentru 2021? Oamenii cu care colaborez vin odată cu ideea unui nou proiect. Se întâmplă să mă gândesc la ceva și imediat în mintea mea apar și persoanele care consider eu că pot să contribuie la acest proiect. Apelez la ei, dacă sunt doritori și deschiși să colaboreze, intră în proiect. Motoul meu este așa că, pentru că timpul care se acordă acestor proiecte este un timp important din viața mea și din viața celorlalte persoane, bineînțeles, este cel mai important este să fim deschiși, să fim sinceri și să ne distrăm pe parcursul proiectului. E foarte important să existe o bună dispoziție și să putem să ne simțim bine și să atât să ne bucurăm de rezultate și să totodată să gândim și să, chiar dacă s-ar fi întâmplat ceva nu neapărat frumos sau mai dificil de abordat, să simțim acea complicitate și să fim uniți și să ne distrăm. Asta este super important pentru mine. Legat de 2021, în afară de seria de expoziții pe care le doresc să fie deschise la Arbor Art Room, în strada Transilvaniei 11, sectorul 1, București,
Voi aduce neapărat nume noi din domeniul artelor plastice din Chișinău, pentru că în 2021 vom face și 30 de ani de independență și aș dori ca evenimentele culturale la care le vom prezenta publicului din București să fie legate de acești 30 de ani care s-au scurs, de rezultatele acestor 30 de ani, de să transpună sau să vorbească despre contextul scurgerei acestei perioade. Pe lângă arte vizuale, planificăm să organizăm un proiect dedicat literaturii basarabene, literaturii din perioada anilor 60-85, literatură care nu este cunoscută la București și în România și care merită să se regăsească pe rafturile literaturii naționale. Va fi un proiect care se va realiza în parteneriat cu Muzeul Național de Literatură Mihail Cogălnicianu din Chișinău, un muzeu care are o mare nevoie și sprijin de toată lumea și sperăm foarte mult și de sprijinul statului român, pentru că e un muzeu fără un sediu adecvat, un muzeu care va avea nevoie nu doar de sediul pe urmă de reparații, de dezvoltarea și construcția unei infrastructuri adecvate unui muzeu de literatură. Și deci, prin acest proiect, nu va fi vorba doar de promovarea acestor scriitori necunoscuți în spațiul românesc, dar și de promovarea Muzeului Național de Literatură Mihail Cogălnicianu. Mi se pare un proiect foarte frumos, asta cu sprijinirea Muzeului Literaturii. Vreau să-ți spun că acum câțiva ani și Muzeul Literaturii Române și-a pierdut sediul de pe Bulevardul Dacia, deci cumva, din păcate, asta este soarta muzeelor literaturii, doamnelor și domnilor. Ceea ce este important până la urmă este că întotdeauna sediile astea se găsesc după aceea, se găsesc undeva, se reconstruiesc, se creează locuri noi și toate lucrurile astea se fac prin oameni. Se fac prin oameni care, ca și tine, Victoria, au suficient de multă energie sau motivație sau pasiune sau toate lucrurile astea la un loc, astfel încât să ducă mai departe niște proiecte. Da, să sperăm că toate proiectele pe care mi le propun eu sau persoane ca și mine să găsească sprijinul necesar, contextul necesar să treacă pandemia ca să putem să călătorim din nou și să fim mai apropiați și să nu avem restricții de sanitare și publicul să revină la evenimentele culturale, pentru că într-adevăr în ultimul an, chiar dacă în muzee este mai sigur, te simți în siguranță atunci când vezi o expoziție, totuși numărul vizitatorilor a scăzut enorm de mult. Ne-am mutat pe online, un lucru binevenit că există, dar care și viața reală trebuie să revină la forma ei și sper foarte mult să putem să învingem această pandemie și să revenim și să facem lucruri în continuare frumoase. Cred că toată lumea, în toate țările acestui pământ, își dorește ca viața reală să revină și cu certitudine va reveni mai devreme sau mai târziu și probabil că va izbucni și mai vie și mai frumoasă cu niște fenomene culturale așa foarte mari pentru acești 2 ani de cât a fost ea cumva suspendată. Îți urăm mult succes cu proiectele tale, îți urăm succes cu Arbor, cu asociația ta, să aibă rădăcini cât mai adânci și coroană cât mai mare. Te mai așteptăm în emisiune și îți mulțumim mult de tot! Mulțumesc și eu foarte mult, mulțumim din partea întregii echipe și să ne revedem cât de curând posibil și să fim și sănătoși!
Vă mulțumim că ați fost alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Rețeta Culturală. De câte ori am întâlnit oameni ca Victoria Nogvaida, am rămas impresionată de faptul că au întotdeauna puterea de a strânge oameni de cultură, de a-i promova, de a-i face vizibil, de a construi ceva. Și tot știm că toate proiectele culturale se fac cu bani și că există întotdeauna o parte aridă. Nu este neapărat fața frumoasă a unei expoziții de pictură sau nu este neapărat o copertă de carte sau chiar și niște cadouri pe care le faci unor copii. În spatele lor se află munca susținută a unor oameni care cred în proiect. În seara aceasta am încercat să vă prezentăm un astfel de om care și de o parte și de alta a prutului se implică cu susținere și dăruire în genul acesta de activități. Anca Mizumski, realizatoarea emisiunii, și Lucian Blaga, producătorul emisiunii, vă așteaptă la emisiunea Rețete Culturale în fiecare sâmbătă de la ora 21, ora României, la Arca TV.